Salutare oameni buni, astăzi am supraviețuit 15 zile în New Time CMP. Da oameni buni, dar înainte să începem v-aș ruga să apăsați pe butonul de like, subscribe și pe clopoțel, fiindcă mi-a luat ceva timp să fac tot acest clip și hai să începem! Salutare oameni buni, eu sunt Sorin, bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi am intrat într-un nou CMP, sunt alături aici de I'm Larkut. Bună băieți! Da, și acesta este un CMP de Minecraft. Voi și aici voi posta eu foarte multe clipuri. Momentan sunt câțiva băieți care se joacă și Larco, tu mai spune ceva despre server. Păi eu, Sonor, eu mă ocup de server. Mai este Nip care se mai ocupă și el. E un server bazat pe Minecraft medieval, pe survival, gen recrutarea membrii, gen pe content. Și vrem persoane care se pricep la Minecraft destul de bine și cam asta e. O să încercăm să facem cât mai multe proiecte pe New Time sezonul 3. Păi Larco, mersi de introducere, eu acum mă voi apuca să supraviețuiesc. După ce am făcut introducerea, m-am dus și eu și-am spart niște lemn, mi-am făcut un pickaxe și ce să faci, dă și sparge piatră. Apoi mi-am dat upgrade la niște iteme mai bune și cum mergeam eu pe acolo, dau de niște pillageri care aveau să mă omoare. Apoi am intrat într-o mină și acolo era un creeper care avea să mă omoare. M-am dus și am spart niște cărbune, mi-am făcut niște torțe, am intrat în mină și m-am apucat de spart iron. După ceva timp, mi-am pus ironul la prăjit și mi-am făcut câteva unelte de iron. Păi în ziua 1 am început să mai explorez zona, am găsit niște sugar cane și cam asta a fost ziua. Păi în ziua 2 am găsit un baian de spruz și m-am dus la el. Așa, hai noi să spargem lemnul ăsta de spruz, fiindcă este preferatul meu. Și vreau să-mi cadă și niște sapling-uri din el. Uite un câine, haideți! 2, mamă, am 2 oase. Ia. Mamă, primul meu prieten de pe această lume. Primul meu prieten de New Times. Dați-i un nume în comentarii, vă rog. Hai și la ăla, poate luăm și pe ăsta, doar că... Ia. Ok, primii mei 2 prieteni. Foarte, foarte bine. Iar apoi mi-am luat cânii și am plecat cu ei să-mi caut o nouă zonă. Ziua 3. Am găsit o zonă și am decis să mă stabilesc acolo un pic. Am început acolo să sparg niște piatră și să-mi fac o zonă unde să-mi pun chesturile și patul. Thank you.
Ce vrei, mă? Ești singur, ha? Mamă, sunt mai mulți acolo. Păi ne băgăm scutul în mână și direct pe ei acolo sus. Păi mă fac pe mine. Vine aici la mine, la locul meu. Hai, veniți, bă! Vai de voi, mă! Ia! Mă faceți voi pe mine, mamă! Fugi, bă! Ia! Așa! Mamă, acum am bad woman. Ziua 4 m-am băgat la explorat și fază, nu am găsit nimic. Ziua 5 am început să sparg toate sidurile din zona aia și mi-a făcut o fermă mai măricică. În ziua 6 am mai explorat zona în care stăteam. Ziua 7 veneam acasă după ce am văzut toată zona și eram pe F5 și cum mergeam eu așa, am murit ca ultimul noob. Ok, deci nu cred că am murit că stăteam doar F5 și nu mă uitam pe jos, nu cred. Mamă, dacă le mai găsesc, măcar itemele alea. Da, din păcate nu am găsit deloc itemele. Ziua 8, mi-am luat ce iteme mai aveam prin chesturi și m-am dus să mă refac full iron. Ziua 9, cum eram la minat, dau de un spawner și acolo ies niște scheleți care vor să mă bată. Și cu mine era câinele meu și din păcate a murit. Ziua 10, mi-am cules tot uitul și mi-am făcut niște pâine pentru a avea de mâncare. Ziua 11, ca să înțelegeți, eu am intrat în CMP după 2 săptămâni și băieții s-au pornit să bată dragonul și m-am dus și eu după ei. Ziua 12, păi am ajuns la portalul din End și acolo erau toți băieții și de aici am început. 3, 2, 1... Ok, handicapații ăștia m-au prins de pe ăsta, să mă urc înapoi. Și am activat portalul, hai. Așa, bun, deci ne-am adunat astăzi aici ca să batem dragonul pe cel mai șmecher SMP din lume. Vlăduț nu știm ce face, nici Scrubi și Redu încă nu știm dacă e sau nu SMP. Hai, Megu cu bapa. Așa, și acum o să activez ăsta. Primul. Haide! Yay! Cel mai șmecher spawn. Cine moare e mama lui, e ceva foarte urât și let's go, have fun. Eu la marca, așa aici. Că băieți, vă descurcați. Băieți, eu... Eu cred că o să mor. Are cineva apă? Am eu apă. Bă, doar eu sunt full iron?
Da. Da, eu sunt full iron cu chest plate de gold. Păi, că am pierdut intro aia, e? Ce săgeată i-am dat. Mama, ascund un pic așa. O, încă o săgeată. Brebe. Azi l-o ieși, nu? Ce plan? Lasă, la mine nu mi-a înregistrat Discord-ul, abia acum a început filmarea. O, omorâți! A, da, voi ați spart ăsta? Gata, ne-am spart pe toate. Cine era? Îs toate sparte? Da. Da, ce mă, că... Ce repede v-ați mișcat, bă? Păi avem bacul mâine, trebuie să îmbătăm. Da, chiar că... Mie nu mi-a luat filmarea de la început, e clar. Cum? Mie nu mi-a luat filmarea de la început, abia acum mi-a luat filmarea. Asta că bagi la... Eu filmez 20 minute. Da, eu stau aici. Nu contează, că e și toate X doare. Bă, sper că m-ați bătut deja. Aproape. Care știu să le iau? Nu. Ăștia cu săgeți, eu n-am arc, n-am nimic. Prindeți pedofilul. Hai, hai. Am găsit pedofilul. Hai, eu. Bă, negru. Bă, negru. Că te ajut eu azi. Hai, vreau să nu faci unde ești. Dacă n-am arc, ce să fac? Salvați-l pe Aslo de pedofil. Bine, am găsit pedofilul. Vreau să mă mănânce. Eu am găsit pedofilul. Nu vreau să te mănânci pedofilul. Unde e, mă? Nu, a scuipat dragonul. Dar aterizează chestia asta odată sau numai se plimbă? Păi dacă dăm cu arcul în el, nu mai aterizează. Stai pe Aslo, că vreau și-o nu mă lasă pedofilul, îmi face. Bă, dar chiar... Mă lasă, îmi face, cam cincini. Omoară, omorâți. Omorâți pedofilul, prindeți pedofilul. Eu mă uit la dragon, să mă uit de fac altceva. Da, eu stau aici, până acum să mă uit la dragon. Casă. Am încercat așa să mor pe un stel din aia, să sparg și de aia spart. Bă, dar eu nu nimeresc pedofilul. Nici eu. Nu nimeresc pedofilul. Păi, omorâți pedofilul. Bă, dar ne-am făcut casă, nent. Ce mai trebuie? Cum mă uiți, bă, pe vreodos, ce? Bine, acum, vreodos, ce faceți, bă? Am luat de aia. Bă, care mai era stragă în mine? Eu, scuze. Vei să mor? Da, am un erou, dar nu am arc. Așteptați, nu mai trageți în el. Dași, bă! Dași, bă, Alex Suțule, că trebuie să fie. Bă, Alex Suțule, fă-i puțu-puțu aici, fă-i puțu-puțu. Cheamă-l aici. Alex Suțule, pune-te și tu aici, fix în mijloc, poate vine la tine. Bă, dar nu, nimărăți pedofilul. Bă, trebuie să-mi cadă o săgeată în cap. Mă, te luăm bani pe YouTube la cum vorbiți să mă ocupi. Ați fipat pedofilul. Ați fipat pe Alex Suțu. Bă, eu nici nu-l văd. Bă, dar nici n-ajung să fie la pedofil. Dar știe, mă, pedofilul să se ferească. A, mai are un pic dragonul, mamă. Are experiență. Am un pat la mine. Vezi să nu te bucui singur. Nu m-a aterizat niciodată. Păi nu aterizat, că dacă dau ăștia în el, ia. Haide, acum, pe pedofilul. Cade. Am prins pedofilul! L-am prins, bă! Care de la mine? Bă, dă-te, bă! Mamă, hai cu XP-ul! Hai XP-ul! Da, meu, eu! Nu! Dar de ce lasă o singură bună? Yes! Mi-a dat foc! Omorește! Unde e XP-ul? L-a luat! Adică unde e XP-ul? La Iole! Cine l-a luat? La Iole! Omorâți pe doamnă! Unde? Bă, nu l-a omorât! Eu mă duc în exit! Uite omul! Uite omul! 7 litri iau, hai pa! Bă, nu luați 7 litri! Cine ia 7 litri gay? 8 iau! Este! Bă, mă bate pedofilul, ajută-mă! Gata, l-am bătut. Am ou de dragon, altceva nu-mi mai trebuie. Am 69 XP. În ce parte să iau? Andrei, iau-te încolo, eu mă duc încolo, hai. Uite, bine. Stai, să vin și eu ou rapid după pedofilii. Mamă, am aruncat din greșeală ou de dragon în void. Ce-ai făcut, mă? Am glumit, mă. În ziua 13 m-am dus în End City să caut și eu Elytra care sunt băieților. Am găsit End City. Nu, te-am găsit ăsta, am uitat după mine și nu am găsit. Dacă e mult de pe anul, ți-am zis că ești așa. Este zonul de cutiu, stii, nu găsit vreo 17 End City, băi. Are barcă, maa. Bă, ia meu ăsta, care te urci cu blocuri? Istoria și spiritualitatea Bizanțului. Stai, what? Uite-te în sus. Bă, să-mi va! Târziu, frate! Cum dracu? Te-am pupat! Dacă o apuci primul aia, dar n-ai nicio șansă. Vrei? Aveți mă, vă bateți pe Elytra? Dar n-are cum să ajungă înaintea mea. Sunt deja pe barcă. N-ai o săgeată, bă! Nu mai sunt pe barcă. Bă, lasă-mi Elytra acolo! Bă, futu-ți copilul, mă, te pune Elytra înapoi! Fără eu! Bă, eu l-am urmă, bă, mă, stai să vezi ce scandal facem aici. Unde-i să-i? Bagă Elytra în coace. Unde s-a teleportat, mă?
Intră mine pe server când bă, nu, că eu aici stau până se întoarce. Bă, eu n-am nicio problemă, am Elytra. Bă, Elytra, bă, vină, bă, și dă Elytra înapoi, trec cu puia asta și m-am plimbat, am găsit aici. Bă, eu nu știu, am găsit-o, nu. Bă, dar eu am fost primul. Bă, îmi pare rău, știi? Eu mă bucur că tu ești full diamond, poți să te duci să cauți alta, eu sunt full iron. Cum să caută? Băi, vină mă încoace. Îmi pare rău, știi? Da, nu, că aici sau știu ori când te întoarci. Ai artificii? Bă, fii atent. Îmi dai artificiile, mă, să caut una pentru tine, bă, mai repede, cu Elytra. Sau cauți tu una pentru mine, că îți dau Elytra. Lasă-mă un pic să mă gândesc la acest târg. Na, bine, deci fii antenă, mi-o dai, mă duc. Îți caut și ție și ți-o aduc. Bine. Da, sigur, nu... Da, bine, mă, hai că nu s-a așa bulangiu. Acum o să luăm mai. 3, 2, 1. Nu, că nu faci de asta. Mama, am căzut direct. Du-ți și pune o găleată jos acolo. Hai că deja jos aici am pus apă. Ai pus apă? Bă, sincer. Și bă, să-l cred te, sau te rezolvi. Crede-l. Da, și așa am rămas eu fără Elytra. În ziua 14, Alex, Husu și cu Scrubby m-au ajutat cu niște iteme pe care le-au găsit în NCT. Oooo, mersi băieții. Așa, ia asta. Mamă, m-am îmbogățit. Mersi mult băieți, au băieți, avem mending pe noi. Mending. Acum suntem șmecheri. Ia să luăm și noi capul lui Alex. Nu mai el capul lui Alex. Și în ziua 15 nu am făcut mai nimic. Am stat doar pe la spawn. Și cam astea au fost primele 15 zile din New Time CMP. Următoarele clipuri vor fi niște episoade. Și dacă v-a plăcut, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like, pe subscribe și pe clopoțel. Și noi ne vedem data viitoare la un nou clip. Pa, pa!